Să vă arăt un grafic, vreți? Să vă mai liniștesc un pic, zic. Că mie așa mi-a mai venit inima la loc azi, da? Eu credeam că suntem într-o situație fără scăpare, dar mai există speranță, dragii mei. Iată, vedeți aici o evoluție a averii miliardarilor din marile țări ale lumii în perioada aprilie 2019-iulie 2020. Cu culoare închisă sunt averile pentru 2019, iar cu culoare mai deschisă cașcavalul pe 2020. După cum se poate vedea, în toate aceste țări, Statele Unite, Franța, Germania, China, Rusia, miliardarii au averi mai mari în 2020. Cu alte cuvinte, ca să nu mai zguduim aiurea, înseamnă că oamenii s-au îmbogățit în pandemie. Nea Țiri, Nea Ioane, sper că și Matale, adică nu ne-ai făcut de râs la oamenii ăștia, nu? Să nu vină la anul să omoare mistreții la bal cu Matale pe motiv că ești sărac. Eu nu mai am bani. Trăiesc bine, extraordinar de bine trăiesc. De-aia zic, că eram foarte, foarte îngrijorat. Nu dorm noaptea de câteva luni gândindu-mă la banii acelor oameni. Hai că m-am mai liniștit acum. Ce vreți, bă, fraților? Eram îngrijorat. Mi-era că n-au din ce să pună o icră neagră în farfuria de cristal. Da, asta așa, nu să vă enervez neapărat, mă rog, și de asta, dar în cazul în care cineva își mai face vreo iluzie că lumea în care trăim este una echitabilă cât de cât. Nu e. E, și acum să revenim la bișnița pe care o fac unii și alții cu viețile noastre, cu sănătatea noastră, cu pandemia asta. Că și banii ăștia mulți, se fac ei din ceva, nu? Peste 25 de milioane de măști de protecție, aproape 3 milioane și jumătate de combinezoane, mii de kituri de testare pentru coronavirus și aproape 200 de ventilatoare pentru secțiile de anestezie și terapie intensivă, toate blocate în depozitele Unifarm. Mai exact, marfă în valoare de 800 de milioane de lei, marfă plătită din banii statului, același stat care acum face achiziții de milioane de euro în timp ce depozitele sunt pline. Iată ce s-a mai aflat așadar despre Unifarm. Iată câteva amănunte din dosarul Unifarm, cu jaful din bani publici pentru achiziții de materiale. Ci că la început de martie, un libanez pe numele lui Andrei Jaderian, sper, stabilea aici în România detaliile unui import de ceapă, fasole, cartofi, de-astea, mă, de alegurii, mai cu pesticide în ele, mai cu organisme modificate genetic. Na, ce să mai pune în hrana din lume pentru sfântul profit? E, și cum stătea el așa, libanezul, partenerul său de afaceri, un turc, a venit și a zis: boss, dar nu vrei să aducem noi măști, mă, în Turcia, că e cu pandemie, cu astea, cu bani mulți? Plus că îl știu eu pe șeful de la Unifarm, avem o intrare acolo, facem ciubuc frumos. La care ăsta libanezul: bă, știi că nu zici rău, zăvăgem. E, așa se face că în loc de ceapă și fasole, oamenii s-au pus pe adus măști. Vă spun pe scurt că poate vă întrebați de ce dumneavoastră sunteți săraci, iar alții se sufocă în bani. De-aia, bă, că voi n-aduceți fasole și ceapă. A, stați să vă mai zic ceva. Acum statele se pregătesc de infuzii masive de bani în investiții publice, da? Adică tot felul de construcții. E, care credeți voi că vor fi firmele care vor pune mâna pe banii ăștia? Starea Nației, SRL? Nu numai că vom avea 4 ani de pace politică în care vom putea conducra, dar va fi o perioadă în care România va avea oportunități cu care nu s-a mai întâlnit în istoria sa. Te crezi și eu, Orbane? Urmează 4 ani, nene. Vin banii fără număr de la UE, iar firmele voastre de partid stau, uite așa, cu ciocurile căscate ca puișori în cuib, doar să le scuipați contractele. Și ce să vezi, exact în perioada asta DNA-ul a ales să intre în hibernare. Scuze, nu chiar hibernare, nu. Se ocupă de bănicioiul. Mișto.